Thank you.
Doamne, pentru a Tău-i numele voi
Și cu înălțimea dumnezeieștilor tale porunci,
plecata în fiecarea cea nouă nerătășită, care duce în bucuria cea neapropiată, numai celor împăcați cu Dumnezeu. Glasul cuvântului, Sfântul Lumii, Ucea Mărului Nergătorului, Înaintea Soarelui, în pustie pocăitică, strigă tuturor popoarelor, și mai înainte vă curățit, că iată de față stă Hristos, izbăvind lumea din stricăciune. Ce lumit arătat cu prea fericit glas tată, pe care nimeni trece la născut. Adevărat zice acesta de o fire fiind un fiu, luminata ieșit din neamul omenesc. Cuvânt al meu viu și om după rânduială. Arătatul te-ai astăzi lumii și lumina ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință te lăudăm. Ai și te-ai arătat lumina cea neapropiată. Galilei neamurilor, latului Zabulonului și pământului Neftalimului, precum a zis prorocul, lumină mare a strălucit Hristos, celor întunecați rază luminoasă s-a arătat, care în Bitlen a răsărit și mai vârtos din Maria, Domnul în toată lumea s-a răspândit, razele soarelui dreptății, pentru aceasta cei din Adam bolii veniți, toți să ne îmbrăcăm în trânsul ca să ne încălzim, ca să acopere pe cei goi și luminează pe cei întunecați, veniți aici și te arăta lumina cea neapropiată. Sinaxan, în această lună, în luna ianuarie, 6 zile, răzmâim Sfânta și Dumnezeiască arătare a Duhului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru această zi se face trăznuirea Sfântului Noului Sfințit Ucenic Romanov, Lacedemonul, mărturisind în anii 1695, care prin sabie s-a sfârșit. A cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor care au intrat Duhul de Domnul sub părne bătrâmați i-a păzit și povărârea Dumnezeiescului înger pentru aceea copaiele coriții cu mulțumită au cântat. Prea lăudate, Doamne, al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Arsa cu apă capetele balaurilor, cel ce-a păcălit pe faia cea prea-nalta culturului, în care erau credincioșii tine, necuracea prea care este din păcat. Să plinați Iordanul focul cel nematerial mic și să sufere prezibitorul cu trupul potesându-se pe care vine cumintează popoarele și îl prea-nalță întru toți vecii. Logodă, adică făptura se cunoaște și fie ai lumii celei mai înainte întunecat.
Naștere, de unde vom vedea și lumina trei.
Astăzi stăpânul este tot numai și mâna nevătorul și mâna iubite. Astăzi Ioan votează pe stăpânul în fugerile Iordanului. Astăzi stăpânul în toate în joacă păcatele oamenilor. Și încă cel acesta a arătat lucrurilor. Aici a printre lumea așezăm în sus. S-au lucrat că precum s-a făcut soara de focul până sunt de scurtător de lumină. De bine păcătorul așa și râsurile Iordanului plindu-l. Astăzi stăpânul de sus se mărturisește fiul tine. Astăzi stăpânul a venit să sfințească firea apelor. Astăzi stăpânul botezește din mâna înainte mergătorul lui. Un să-i firea omenească să vârșindu-o împărate. Fără început cu împărtășirea Domnului și cu prea curate ape curățindu-o și puterea întunericului cea înălțată miruind. Acum ai mutat-o la viața cea neîncetată. Mărește sufletele ale meu pe cel ce nu s-a botezat împăratul Hristos. Nu se frice de toată limba a te lăuda după vremnicie. Și se înjunecă și mintea cea mai presus de lume a fântație de Dumnezeu născătoare. Însă ceea ce ești bună primește credința, că știi dragostea noastră cea dumnezeiască, că tu creștinilor ești folositoare de tine crescătiri. Părește sufletele al meu pe cea mai cinstită decât toștile cele cerești, de prea curata picioara născătoare a pe Dumnezeu. O, minunile nașterii tale, cele mai presus de minte, mireasă prea curată, mai încă binecuvântată, prin care, dobândinte, să greșim mântuire, te lăudăm cum se cade ca pe purtătoarea de bine. Dar nu-i ajutând, cântare de mulțumire. Maria, tu tot timpul
așa neapropiată. Arătatu-s-a Mântuitorul, Darul și adevărul, În veșnicie iortarului și pe cei ce l-au Cerul cu noi, cu oameni.
cuvântul, hai, hai, cuvântul mai văd. Și cu a mea împărțire se curățește, cel ce ridică păcatul lumii și de Duhul cel de o ființă de sus se mărturisește. Fiul Dumnezeu, a fi al Tatălui celui de sus, către care ne strigăm, cel ce ne-a arătat și ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, toate iurtatului neîncăcat Mântuitorului, ca lumina ca și cu o haină, ci ți-ai plecat creștetul la mergătorul înainte, cel ce ai măsurat cerul cu palma, ca să întorci lumea de la înșelăciune și să mântuiești sufletele noastre. Și acum și cururea și în vecii vecilor acum. Astăzi Hristos a Iordan a venit să se boteze. Astăzi Ioan s-a atins de creștetul stăpânului. Puterile cele s-au spăimântat, văzând taină prea slăbită. Marea a văzut și a Iordanul pătrân s-a întors înapoi, iar noi, cei ce ne-am luminat, strigăm, slavă lui Dumnezeu, celui ce s-a arătat și pe pământ, s-a văzut și a luminat. Thank you.
Ha?
cernice, Părinte, Iată credința nemuritorilor creștini și Sfântă Biserica ta în veacul veacului. Ceea ce ești mai cinstită de grecul primii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Te slăbim, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.